Salut, prieteni! Astăzi este 29 martie și ieri a fost un vânt puternic, astăzi este vânt puternic și alpinuții se odihnesc și vreau să fac o lucrare foarte frumoasă care pur și simplu mi-a venit așa foarte, foarte rapid și am pus-o în aplicație. Deci uitați despre ce merge vorba. Ne-am bucurat de două zile foarte calde, astăzi și ieri a bătut jumate de zi. Vântul astăzi toată ziua și foarte puternic, alpinele nu iese și i-am terminat de construit stupii 10 care i-am început, am terminat capacii astăzi cu tatăl meu, aici schimbăm capacele la care am pus penoplastă extrudată, de aceea vreau să vă arăt totuși să păstreze căldura cât mai mult acum că alpinele au nevoie, de aceea trecem la treabă. Prieteni, uitați, vreau să vă arăt care l-am făcut capacele, am pus penoplast extrudat de 2 cm, schimbăm pe ceea care, uitați, pur și simplu aici, foarte dar USB, dar punem pe penoplast extrudat. Capacele la care am construit 10, vrem să schimbăm acum, poți spui tata, uitați, prieteni, foarte bine și mai bine pentru albină. Deci schimbăm capacele cu penoplast extrudat. Așa, s-a pus bine? Da. Oi, perfect, intră. Așa. Tata este un ajutor extraordinar de mare. Când eu nu sunt, pune sirop, face unele lucrări. Ia uitați, prieteni, perfect, intră. Astea sunt altfel de stupi. Hai dați să ridic să văd cum este aici. Uitați, prieteni. Albinuțele aici, siropul deja l-au luat, eu l-am pus sâmbătă, 300-250 de grame și aici are turt super proteic la dulgofruct și vedem că albinuțele lucrează, prieteni. Așa, și punem capacele, pentru că 10 minute în urmă am terminat capaci și spun, da, de ce să nu pun eu la albini capacii mult mai bune, mai călduroase, care va ține căldura, desigur. Așa, da, tata, să mai văd aici care este situația. Așa, albinuțele aici mișcă, este cald, foarte, ia pune tata mâna. E cald? Deci, schimbăm, prieteni, capacele. Așa, ia? A intrat, da? Foarte bine. Ia să vedem ce e aici. Uitați, prieteni, aici albinuțele mai iau sirop. Încă nu l-a luat. Și turta super proteică de la dulcofruct. Da, este și în urdiniș, dar ele nu-l iau acum că e frig. Să vedem următorul stup. Așa, siropul l-au luat de două zile, prieteni. Și turta super proteică. Albinuțele se odihnesc astăzi. Astăzi au vacanță. Deși nu am planificat. Așa, încă nu? Nu s-a pus. Așa. Deci, prieteni, uitați, am schimbat la câțiva stupi capacele care le-am terminat pentru alți, care am planificat pentru primăvara aceasta. Deci așa, prieteni, cu penoplast extrudat va fi mult mai cald, mult mai bine se va păstra căldura și mai am aici 4, mă gândesc să pun, mai am 3 capaci cu penoplast extrudat și numai că aici nu am caturi ca aici și dacă voi ridica capacul să nu zboare și pernuța, de aceea da, nu voi deranja ca dorind să fac mai bine, să nu fac mai rău. Și chiar uitați aici, prieteni, câteva albinuțe riscă și ies aici la un aer curat. Dar nu au ezitat și au intrat înapoi, prieteni. Deci mă bucur că am putut să pun capacele care le-am finisat pentru acei 10 stupi. Voi prezenta în curând și stupii pe care i-am făcut. Prieteni,
Albinuțele astăzi se odihnesc. Asta e.